Bună ziua, vă salută Tatiana. Mă reîntorc din nou la dumneavoastră cu un proiect un pic mai scurt. Vom face o mărturie pentru botez, un săculeț și aceasta poate fi realizată în culorile dorite de dumneavoastră. Eu am ales această culoare, mie îmi place culoarea albastru. Va fi pentru un băiețel. Cine dorește poate face culoarea roz, culoarea alb, exact ceea ce doriți dumneavoastră. Deci voi lucra cu firul de bumbac. Aici este numărul 5 la mine, însă în România este tipul de bumbac care poate fi lucrat cu croșetul cuprins între 1, 1,75 și 2. Ghemul meu are 50 de grame și voi lucra cu croșetul numărul 1. Nu știu dacă se vede. Voi lucra cu croșetul numărul 1 și vom începe. Pe măsură ce vom lucra, apoi la urmă vom vedea exact ceea ce vom avea nevoie. Pentru început voi lucra un număr de 17 ochiuri de lanț. Deci 17. În acest calcul intră și primul ochi de lanț de aici de la început. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Luăm firul odată pe croșet și în acest moment vom număra 1, 2, 3. Vom intra în cel de-al patrulea ochi de lanț și vom face picioruș dublu. După care vom continua cu piciorușe duble până în corespondența penultimului ochi de lanț. Deci vom face toate aceste piciorușe duble. În momentul în care vom ajunge aici, ne vom întâlni. Acum noi lucrăm singure. Am ajuns în corespondența ultimului ochi de lanț. Deci, ultimul acum, dar primul de la începutul lucrării. În corespondența acestuia, noi vom lucra un număr de 3 piciorușe duble. Avem 1, 2, cel de-al treilea picioruș dublu. După care, din nou, vom prinde și acest capăt de fir în lucrarea noastră, iar apoi, în corespondența fiecărui, eu voi strânge un pic, vedeți, am tras firul și acea găurică care era aici s-a închis. Așa, voi lua firul pe croșet și în corespondența fiecărui picioruș dublu din partea cealaltă, noi vom lucra un picioruș dublu. Deci, practic, vom completa acest rând cu piciorușe duble și aș dori să mulțumesc pentru început tuturor noilor înscriși pe canalul meu de YouTube. Vă urez bun venit alături de mine. Celor care sunt înscriși de mai mult timp, le doresc multă sănătate și putere să înfrunte aceste zile atât de călduroase. Mă gândesc foarte mult la dumneavoastră, cei care lucrați, cei care aveți un serviciu și trebuie să vă deplasați
este foarte greu. Să sperăm că această perioadă atât de nefastă va trece și apoi noi ne vom putea continua viața noastră normală. Voi continua cu piciorușe duble. Acesta, în timp ce eu vorbesc, continui să lucrez. În afară de aceasta, dacă nu știu, voi cere și părerea editorului meu, dacă va fi posibil, voi deschide un canal secundar în care apoi voi veni cu câteva noutăți, cu câteva surprize care nu fac parte din lumea croșetului. Am ajuns în corespondența ultimului picioruș dublu, cel de la capătul rândului, iar în corespondența acestuia noi vom lucra un număr de două piciorușe duble. În felul acesta noi vom completa acest rând, iar acum în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș, eu voi face un picioruș alunecat. În felul acesta am completat rândul. În continuare, voi intra în corespondența piciorușului, fir alunecat, voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, firul pe croșet și în corespondența următorului picioruș, din rândul anterior voi face un picioruș dublu, un ochi de lanț, apoi în următorul picioruș din nou un picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, deci acest rând va consta în un picioruș dublu urmat de un ochi de lanț de separare și în felul acesta continuăm până când vom ajunge la capătul rândului. Noi ne vom întâlni aici, deci un picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, un picioruș dublu, ochi de lanț de separare. Repetăm. Am ajuns în corespondența ultimului picioruș. Voi face, deci, ultimul picioruș dublu, un ochi de lanț de separare și voi închide cu fir alunecat în cel de-al treilea ochi din corespondența piciorușului dublu de la începutul acestui rând. După care ne vom deplasa în spațiul format din ochiul de lanț și vom lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Cel de-al doilea picioruș dublu le vom închide împreună, după care vom face un ochi de lanț de separare. În următorul spațiu, un picioruș dublu pe care nu îl închidem, îl ținem pe croșet, cel de-al doilea picioruș dublu, avem 3 fire acum, le vom închide pe toate 3 împreună. Vom face un ochi de lanț de separare, ne deplasăm în următorul spațiu, formăm din nou un picioruș dublu pe care nu îl închidem, îl ținem pe croșet, cel de-al doilea picioruș dublu, avem 3 fire, le închidem pe toate 3 împreună, din nou ochiul de lanț de separare, în felul acesta vom lucra pe parcursul întregului rând. Deci, în spațiul format din ochiul de lanț, noi vom lucra 2 piciorușe duble pe care le vom închide împreună, urmate de un ochi de lanț de separare. Iar noi ne vom întâlni și la capătul acestui nou rând.
Am ajuns în corespondența ultimului spațiu, voi face din nou cele două piciorușe duble neterminate, primul, cel de-al doilea, le voi închide împreună, voi face un ochi de lanț de separare, după care voi închide totul în cel de-al treilea ochi din corespondența primului picioruș lucrat la începutul acestui rând. Vom închide cu fir alunecat în felul acesta. Acum, cu fir alunecat, voi intra între cele două piciorușe, în felul acesta, și voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, firul pe croșet. Voi intra din nou în spațiul unde am închis cele două piciorușe duble din rândul anterior și vom face din nou un picioruș dublu. De data aceasta facem doar piciorușe duble fără să facem ochi de lanț de separare. Deci intru în corespondența următorului loc unde am închis cele două piciorușe duble. În felul acesta vom lucra pe parcursul întregului rând. Noi ne vom întâlni la capătul rândului pentru a continua. Deci doar piciorușe duble, fără ochi de lanț de separare. În felul acesta. Am ajuns la capătul acestui rând. Acum vom închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi din primul picioruș și vom închide cu fir alunecat. După cum vedeți, în acest moment deja a început să prindă formă săculețul nostru. Acum eu voi lucra un număr de 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi intra în corespondența următorului picioruș dublu. Voi lucra un picioruș dublu. Le voi închide împreună. Voi face un ochi de lanț, după care voi intra din nou în corespondența următorului picioruș dublu. Voi face un picioruș dublu. Nu îl voi închide, îl țin pe croșet. Voi face cel de-al doilea picioruș dublu în următorul picioruș. Am trei fire, le voi închide pe toate trei un ochi de lanț de separare și continuăm. Deci lucrăm două piciorușe duble neterminate, le închidem apoi împreună, facem un ochi de lanț de separare și continuăm în felul acesta pe întreg parcursul rândului, iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am lucrat ultimele două piciorușe duble, acum le voi închide. Voi face ochiul de lanț de separare, după care voi închide totul în cel de-al treilea ochi de lanț din corespondența primului picioruș. Voi închide cu fir alunecat în felul acesta. După care, exact din acest punct, mă voi întoarce în sus cu 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, firul pe croșet. Intru în spațiul format din ochiul de lanț de separare și voi face din nou picioruș dublu, firul pe croșet. Voi intra în corespondența piciorușului dublu. Deci, în concluzie, acest rând constă din piciorușe duble care vor fi lucrate atât în corespondența piciorușului unde am închis piciorușele duble, cât și în corespondența ochiului de lanț de separare. Deci, voi lucra
francă, odată, modul în care dumneavoastră să puteți vedea, aici am unicele două piciorușe duble din rândul anterior și vin cu un picioruș dublu, aici este spațiul, vedeți, ochiul de lanț, de separare, vin cu piciorul dublu, din nou, în locul unde am unicele două piciorușe duble, în rândul anterior, acum mă întorc în spațiul format dintr-un ochi de lanț. În felul acesta vom continua lucrarea noastră. Am ajuns în corespondența ultimului spațiu format din ochiul de lanț de separare. Aici fac ultimul picioruș dublu, după care voi închide în cel de-al treilea ochi din corespondența primului picioruș cu fir alunecat, în felul acesta. Continuăm. Din același punct plecăm cu 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Luăm firul odată pe croșet, intrăm în următorul picioruș dublu, le închidem împreună, un ochi de lanț de separare, vom intra în următoarele două piciorușe duble, 1, cel de-al doilea, le vom închide împreună, un ochi de lanț de separare, deci practic repetăm rândul anterior acestuia, format doar din piciorușe duble, deci rândul anterior. Vom continua, vom intra în corespondența două piciorușe duble, 1, 2, 3 fire avem pe croșet, le închidem împreună, ochi de lanț de separare și continuăm în felul acesta. Noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. Am ajuns din nou în corespondența ultimilor două piciorușe duble, cel de-al doilea, aici, la început, vom închide cu fir alunecat. În acest moment, din nou, vom lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi intra în corespondența primului spațiu format din ochiul de lanț, voi face picioruș dublu. În corespondența locului unde am închis cele două piciorușe duble din rândul anterior, din nou picioruș dublu. Deci, practic, vom face un picioruș dublu atât în corespondența spațiilor formate din ochiul de lanț, cât și în corespondența piciorușului obținut în locul unde am închis cele două piciorușe duble. Iar apoi noi ne vom întâlni la capătul acestui rând și vom continua. Am ajuns în corespondența ultimului spațiu format din ochiul de lanț. Voi face ultimul picioruș dublu și voi închide rândul în cel de-al treilea ochi de lanț din corespondența primului picioruș cu fir alunecat. În acest moment voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, un ochi de lanț de separare. Iau firul pe croșet, voi sări un picioruș și voi intra în cel de-al doilea și voi face un picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, firul pe croșet, sar un picioruș, voi intra în cel de-al doilea, voi face picioruș dublu, ochi de lanț de separare, din nou firul pe croșet odată, sar un picioruș, voi intra în cel de-al doilea. În felul acesta vom lucra pe întreg parcursul acestui rând. Deci, ați văzut, un picioruș dublu, un ochi de lanț, sărim un picioruș din rândul anterior, picioruș dublu în cel de-al doilea picioruș, ochi de lanț, sărim din nou un picioruș din rândul anterior, picioruș dublu în următorul ochi de lanț de separare și continuăm în felul acesta pe întreg parcursul rândului.
Am ajuns și la sfârșitul acestui rând, am făcut ochiul de lanț de separare, firul pe croșet, voi sări un picioruș, voi intra următorul, fac piciorușul dublu, ochiul de lanț de separare și voi închide totul în cel de-al treilea ochi de lanț din corespondența primului picioruș. Cu fir alunecat voi intra în corespondența spațiului format din ochiul de lanț și voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet, în corespondența aceluiași spațiu voi face cel de-al doilea picioruș dublu. Firul pe croșet voi intra în spațiul următor format din ochiul de lanț de separare și lucrez un picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț de separare și un nou picioruș dublu în corespondența aceluiași spațiu. Deci, în fiecare spațiu format din ochiul de lanț de separare vom lucra un picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț de separare, urmat de un nou picioruș dublu. Ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns și în ultimul spațiu format din ochiul de lanț. Acum eu voi face din nou pentru ultima dată un picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț urmate de un nou picioruș dublu și vom închide totul cu fir alunecat în cel de-al treilea ochi din primul picioruș. În acest moment voi intra în primul spațiu și voi lucra un picioruș scurt, după care voi face un ochi de lanț. Voi lua firul pe croșet. În spațiul următor, format din cele 2 ochiuri de lanț, voi face un număr de 6 piciorușe duble. Deci vom face un mic evantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un ochi de lanț, iar apoi în următorul spațiu voi face din nou un picioruș scurt, un ochi de lanț și voi trece din nou în următorul spațiu lucrând cele 6 piciorușe duble. Deci vom repeta practic ceea ce am făcut până acum și avem 3, 4, 5, 6 piciorușe duble, un ochi de lanț. Sunt foarte obosită și îmi scapă un pic ochiurile. Dacă vreți să mă credeți, de când cu această căldură nu reușesc să mă odihnesc. Deci, un ochi de lanț. În următorul spațiu voi face un picioruș scurt, un ochi de lanț, apoi voi continua alternând într-un spațiu cele 6 piciorușe duble, urmate de un ochi de lanț, în următorul spațiu picioruș scurt, un ochi de lanț, apoi din nou 6 piciorușe duble, deci vom repeta ceea ce am lucrat până acum. Am ajuns în corespondența ultimului spațiu, unde voi face cele 6 piciorușe duble, 1, 2, 3, 4, 5, cel de-al șaselea, un ochi de lanț. Și dacă vă amintiți, aici am început cu un picioruș scurt. Acum noi vom închide în corespondența piciorușului scurt cu fir alunecat
felul acesta. Și acum vom începe ultimul rând. Pentru ultimul rând vom face în felul următor. Vom merge cu piciorul alunecat până în corespondența primului picioruș dublu din acest prim evantai. Deci venim în întâmpinarea acestuia. Îmi alunecă un pic cam greu. Așa, deci am ajuns aici, în corespondența primului picioruș dublu din evantai. Acum voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi face apoi 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Ne vom întoarce în cel de-al treilea ochi de lanț de la croșet în jos și vom face un picot, după care firul din nou pe croșet, vom intra în următorul picioruș, vom face un picioruș dublu urmat de un picot, 1, 2, 3 și vom închide aici la bază. Din nou firul pe croșet, intrăm în cel de-al treilea picioruș, vom face picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț pentru a forma un picot, îl închidem la bază, picioruș dublu, în cel de-al patrulea picioruș dublu, trei ochiuri de lanț pentru a forma un picot, firul pe croșet, intrăm în cel de-al cincilea picioruș dublu, facem picioruș dublu, un picot, deci trei ochiuri de lanț și vom închide la bază. Acum firul pe croșet, intrăm în corespondența ultimului picioruș dublu din acest evantai. Vom face piciorușul dublu. Un picot. 1, 2, 3. 3 ochiuri de lanț, le închidem la bază. După care aici, în corespondența piciorușului scurt, nu vom lucra nimic absolut. Vom trece direct la următorul evantai și în corespondența piciorușului 3 voi face un picioruș scurt, în corespondența piciorușului cu numărul 4, un nou picioruș scurt, după care iau firul pe croșet și voi trece în următorul evantai, lucrând din nou un picioruș dublu, urmat de un picot, deci vom repeta în corespondența unui evantai, vom face picioruș dublu și picot în corespondența fiecărui picioruș din evantaiul respectiv, în următorul evantai, în corespondența piciorușelor 3 și 4, vom face câte un picioruș scurt și apoi din nou vom continua. În acest mod, deci un evantai va veni lucrat cu piciorușe duble și picoturi, un evantai cu piciorușe scurte, vin alternate. În felul acesta vom ajunge la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului, am făcut ultimul picot,
Acum voi face, voi intra aici jos, voi face un picioruș scurt. După care voi intra în cel de-al treilea ochi din primul picioruș, din primul evantai și din nou voi veni către piciorușul scurt și voi închide cu fir alunecat. În acest moment voi scurta firul. Vă rog să mă scuzați dacă vorbesc un pic mai greu, sunt extrem de obosită, de când cu această căldură nu reușesc să mă odihnesc. Dorm cel mult 3-4 ore în fiecare noapte, ziua lucrez și sunt foarte obosită. De aceea nici nu am reușit să lucrez prea mult în această săptămână. Este o căldură infernală aici. Nu știu unde vom ajunge, însă încet, încet voi ascunde acest capăt de fir. Îl voi ascunde bine, în modul în care să nu ne scape. Dumneavoastră, așa cum vă spun de obicei, puteți închide coacul. Eu prefer croșetul, m-am obișnuit cu croșetul și așa voi face și acum. Este nevoie de un pic de răbdare. Lucrarea în sine nu este mare. Este tocmai potrivit pentru a pune înăuntru bombonelele. Eu acum dau un pic deoparte. Am o bucată de tul pe care o voi pune, stai cu minte, o voi pune în felul acesta, deci am pus-o în două, în patru, apoi o voi pune în acest mod. Și cu foarfecul voi tăia în modul acesta, veți vedea că va avea o formă deosebită. Uitați-vă, se prezintă frumos. Vom pune câteva bombonele aici în mijloc. Acesta. Vom prinde frumușel le voi introduce înăuntru în săculeț, iar acum vom veni cu partea finală. Partea finală. Pânglicuță albă, am ales culoarea albă, deoarece și tulul este alb. Pânglicuța mea are un centimetru lățime și încet, încet, cu răbdare, o voi introduce, dar voi lua, cred că, un ac mai mare care să mă ajute. Am luat acul mare cu care cos panglica, de obicei. Ați văzut când am făcut broșa. Voi tăia acest colțișor. Lucrarea în sine nu este grea, cred că v-ați dat seama. Aici și încet, încet voi încerca, fără să fac prea multe daune, să intru. Voi intra de aici, din mijloc.
pentru a introduce această pânglicuță în modul în care să putem lega săculețul. În felul acesta puteți realiza aceste mărturii și pe alte culori, așa cum spuneam la început, chiar și pe culoarea albă, pot fi potrivite pentru nuntă. Acul este mare, este lung, însă mă ajută. Ia uitați-vă că ajungem la capăt. Și acesta este un tutorial un pic cam lung, pentru că lucrarea în sine, ați văzut, este puțin migăloasă. Lucrările mici de obicei sunt mai migăloase, deoarece firul este și mai subțire și se lucrează pe ochiuri mai puține. Să vedem dacă reușim să facem așa cum trebuie. Îmi place aici. Voi scoate afară dintr-o parte. Nu știu de ce, eu sunt un pic cam dechisită la lucrurile astea. Vom face o fondiță. Vom lega de data aceasta. Felul acesta. Iar pentru a completa lucrarea, voi aplica o floricică albă pe săculețul nostru. Aceasta îi va da, alături de fundiță și de tul, îi va da o notă de culoare diferită. Deci va ieși un pic în evidență culoarea propriu-zisă, folosind aceste mici accesorii. Și o voi pune aici. Voi scurta acest capăt un pic mai mult, pentru că nu îmi place. În felul acesta. Și uitați-vă, aceasta este bomboniera, mărturia, scuzați, mărturia de botez pentru băieței. Am ales să fac pentru băieței, deoarece băieței sunt mai puțin luați în seamă. De obicei se fac mai mult mărturii pentru fetițe, floricele, rochițe, pălăriuțe, însă pentru băieței mai puțin. Și de aceea am ales să fac pentru băieței. Eu sper că v-a plăcut ceea ce v-am prezentat. Din nou, mulțumesc tuturor pentru mesajele foarte frumoase pe care mi le-ați trimis, pentru faptul că sunteți alături de mine. Vă mulțumesc din toată inima. Așa cum vă spun întotdeauna, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc. Vă doresc o zi frumoasă, pentru că voi încărca mâine dimineață, mâine fiind sâmbătă, voi încărca acest tutorial. Deci vă doresc o zi frumoasă tuturor. Sunt Tatiana, vă salut și...